Secretarul general al Federației Române de Fotbal, Gheorghe Chivorchian, a anunțat schimbarea sistemului de promovare în eșalonul al treilea al fotbalului românesc. Astfel, cele 42 de echipe campioane de județ în sezonul 2014-2015 nu se vor mai duela pe teren neutru și într-o singură manșă, ci în meciuri, tur-retur, fiecare dintre echipe urmând a beneficia de avantajul terenului propriu. Astfel, în noul format, datele de disputare a barajului de promovare în Liga A3 a treia ar putea fi 20 iunie turul și 27 de iunie, returul. Campioana județului Hunedoara în sezonul 2013-2014 Retezatul Hatzeg a susținut jocul de baraj pentru promovarea în Liga A3 la Lugoj, fiind învinsă scor 0-2 de câștigătoarea Ligia A4 -a Arad, UTA Bătrâna Doamnă. Acum, la jumătatea campionatului județean de fotbal ediția 2014-2015, două echipe se bat cu șanse reale pentru titlul de campioană a județului Hunedoara. CNSC deva și Hercules Lupeni.